Bine v-am regăsit! Azi vreau să vă vorbesc pe scurt despre diferența dintre mecanica clasică și cea relativistă în ceea ce privește greutatea. Și pentru că nu se poate vorbi despre greutate fără a vorbi și despre masă, voi defini întâi masa. Există teoretic mai multe feluri, tipuri de masă, dar pe noi ne interesează acum ceea ce se numește masă inertă. Iar masa inertă este măsura inerției unui corp, inerția fiind proprietatea corpurilor de a-și păstra fie starea de repaus, fie starea de mișcare rectilinie și uniformă, atâta timp cât nu acționează forțe asupra lor. Cu alte cuvinte, niciun corp nu pornește singur, nu se oprește singur, nu ia curbe singur. Ca să facă aceste lucruri, trebuie să acționăm cu forțe asupra lui, trebuie să-l obligăm să facă aceste lucruri. Deci inerția măsoară capacitatea corpurilor de a se opune la acțiunea forțelor, de a se opune la accelerare, pentru că pornirea unui corp, oprirea unui corp și mișcarea pe o traiectorie curbă presupune accelerație. Adică un corp cu masa mai mare este mai greu de pornit, de oprit și de obligat să ia curbe decât un corp cu masa mai mică. Ceea ce trebuie să ținem minte este deci că masa este o măsură a inerției corpurilor. Și acum, ce este greutatea? În mecanica clasică, în mecanica lui Newton, greutatea unui corp aici pe Pământ este forța cu care Pământul atrage acel corp și fiind o forță, se măsoară ca orice forță în newton. Ea se poate calcula înmulțind masa corpului cu accelerația gravitațională, adică cu accelerația cu care cad corpurile liber aici la suprafața Pământului și care accelerație gravitațională notată cu G mic, așa cum vedeți, are valoarea aici, la suprafața Pământului, așa cum am spus, de aproximativ 9,81 metri pe secundă la pătrat. După cum vedeți, există o legătură între masă și greutate. Formula pe care o vedeți ne arată că greutatea unui corp este proporțională cu masa lui. Numai că în mecanica clasică nu există o explicație pentru acest lucru. Datorită acestei proporționalități între masă și greutate, putem cunoaște masa unui corp dacă măsurăm greutatea lui. Și de fapt asta și facem. Atunci când cântărim un corp, de fapt măsurăm greutatea lui, fie direct, fie prin comparare cu greutatea altor corpuri. Și în loc să etalonăm cântarul în newtoni, îl etalonăm în kilograme și putem face acest lucru pentru că, așa cum am spus, greutatea este proporțională cu masa. Dar de ce este greutatea proporțională cu masa? Dacă punem o bilă pe o suprafață orizontală într-un vagon de tren care este în mișcare, ea rămâne în repaus atâta timp cât vagonul se mișcă rectiliniu și uniform, adică în linie dreaptă și cu viteză constantă. Dar imediat ce vagonul accelerează sau frânează sau ia o curbă, bila se pune în mișcare pe masă, de parcă asupra ei ar acționa o forță. De pildă, în desenul pe care îl vedeți, vagonul accelerează spre stânga și bila accelerează spre dreapta, repet, de parcă asupra ei ar acționa o forță. Această forță o numim forță de inerție, de aceea este notată pe desen cu F indice I. Dar există această forță sau nu? Depinde de unde ne aflăm. Dacă suntem în vagon, forța de inerție există. Ca dovadă, dacă vrem ca bila să rămână în repaus când vagonul accelerează, așa cum vedeți în acest desen, trebuie să acționăm asupra ei cu o forță F care să echilibreze forța de inerție. Acum, bila va fi în repaus față de vagon, deși vagonul accelerează, pentru că am echilibrat forța de inerție. Dar, atenție,
Deși au efecte ca orice forță, forțele de inerție se deosebesc totuși de celelalte forțe, pentru că ele nu apar ca o interacțiune între două corpuri sau între un corp și un câmp. Și în acest sens, ele nu sunt forțe, să zicem, adevărate. Dar, repet, au efecte ca orice forță. Dacă suntem în afara vagonului, în repaus față de pământ, ceea ce observăm este că vagonul accelerează, iar bila de pe masă rămâne în urma vagonului din inerție, pentru că vrea să-și păstreze viteza pe care a avut-o până atunci. Ea doar rămâne în urmă față de vagon, deoarece acesta își mărește viteza și asupra ei nu acționează nicio forță. Deci din afara vagonului, stând în repaus pe pământ, nu observăm o forță de inerție. Acum s-ar putea să vă întrebați, bine, dar care este adevărul? Există sau nu forțele de inerție? Există o forță sau nu care acționează asupra bilei? Amândouă afirmațiile sunt adevărate, dar fiecare în sistemul ei de referință. În sistemul de referință al vagonului există forța de inerție care acționează asupra bilei, iar în sistemul de referință al pământului nu. Un sistem de referință în care nu apar forțe de inerție se numește sistem de referință inerțial. Și legile fizicii au forma matematică cea mai simplă și cea mai elegantă într-un sistem de referință inerțial. Atâta vreme cât vagonul se mișcă rectiliniu și uniform, el este un sistem de referință inerțial, nu apar forțe de inerție în el. Dar dacă accelerează sau frânează sau ia o curbă, atunci apar forțe de inerție și vagonul nu mai este un sistem de referință inerțial. Dar ce legătură au toate astea cu greutatea? Întâi vă voi spune că forțele de inerție care acționează asupra unui corp sunt și ele proporționale cu masa corpului, ca și greutatea. O forță de inerție se calculează prin produsul dintre masa corpului și accelerația corpului respectiv, așa cum vedeți în desen. Și după cum observați, formula seamănă foarte mult cu formula cu care calculăm greutatea unui corp. Amândouă, deci și forța de inerție și greutatea sunt proporționale cu masa corpului. Dar nu știm de ce. Explicația ne-o dă Einstein. Să vedem cum. Teoria relativității generale ne arată că spațiul și timpul nu sunt lucruri separate, ci ele formează împreună o structură pe care o numim spațiu-timp. Iar ceea ce numim greutate sau, mai general, forță gravitațională apare datorită curburii pe care o capătă spațiu-timpul în prezența masei sau a energiei. Din cauza acestei curburi pe care o produce masa Pământului, atunci când suntem pe suprafața Pământului, suntem într-o situație echivalentă cu cea în care am fi într-o navă cosmică care accelerează, departe de orice planetă sau stea, accelerează pe direcția corpului nostru. Datorită acestei accelerații, apare o forță de inerție care acționează asupra corpului nostru și ne face să apăsăm pe suprafața pe care stăm în navă, de parcă am fi atrași de ceva ce se găsește sub navă. Același lucru se întâmplă și aici pe Pământ. Din cauza curburii spațiu-timpului, stând pe suprafața Pământului, nu ne găsim într-un sistem de referință inerțial. Aici, la suprafața Pământului, noi simțim efectul curburii spațiu-timpului ca pe o accelerație. Curbura spațiu-timpului se manifestă ca o accelerație a suprafeței Pământului în sus. Cel mai bine putem înțelege diferența dintre teoria lui Newton a gravitației și cea a lui Einstein dacă ne gândim la o bilă legată cu un fir de tavan și încercăm să explicăm de ce este întins firul, de ce există o tensiune în fir. În mecanica clasică, aici pe Pământ, suntem într-un sistem de referință inerțial și bila trage de fir deoarece este atrasă de Pământ, are greutate. În mecanica relativistă, firul este întins nu pentru că bila este atrasă de Pământ,
ci pentru că nu suntem într-un sistem de referință inerțial, ci într-unul care accelerează în sus, din cauza curburii spațiu-timpului. Așa că bila nu este atrasă de pământ, iar ceea ce numim greutate nu este decât o forță de inerție care apare din cauza masei bilei. Cu alte cuvinte, bila se opune accelerării și întinde firul care o accelerează. Deci în mecanica relativistă, corpurile nu se atrag, ci curbează spațiul, spațiu-timpul, de fapt, din jurul lor, iar această curbură se manifestă asupra celorlalte corpuri ca o accelerație. Sigur că rămâne o întrebare la care e mai greu de răspuns: cum putem să accelerăm tot timpul în sus fără să ne punem în mișcare? Acest lucru, într-adevăr, nu este posibil într-un spațiu-timp plat, dar este posibil într-un spațiu-timp curb. Însă mi-e teamă că acest lucru nu poate fi explicat fără matematică. Deci răspunsul la întrebarea de ce este greutatea unui corp proporțională cu masa corpului este acela că greutatea este de fapt o forță de inerție care apare din cauza curburii spațiu-timpului sub acțiunea masei Pământului. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!